Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum s-o fi născut tradiția asta cu micii de 1 mai? Nu știu, mă întreb, cum? Deodată, adică de la un moment dat, toată lumea a zis de 1 mai trebuie să mâncăm mici la grătar. Ce știu e că la un moment dat micii au bătut ciolanul cu fasole. E și mult mai greu de făcut. Ciolanul e adevărat, cu fasole. Dar micii au învins. Da. Ești la iarbă verde, ce poți să faci? Multe lucruri la grătar. Ceafă, pui, cârnați, legume. Micii au câștigat. Legume. Legume. Cine în afară de Luca face legume la grătar? Eu. Serios? Da, fac legume la grătar. Foarte bune. Și ieri am făcut în casă. Am făcut pe plită niște legume la grătar. Și te distrezi când faci legume la grătar. Foarte bune. Sunt foarte... Ia, uite! Anul ăsta a crescut cererea de mici. Pentru mini-vacanța de 1 mai, procesatorii au anunțat 18 milioane de mici producție anul ăsta. Deci, practic, 18 milioane, câte un mic pentru de fiecare... Fes. Românic? Eu nu cred că mai suntem, cred că sunt 2 mici pentru fiecare român. Da, sunt bine. Pentru adulți, dacă pui așa. Da, cam așa e. Da. Sunt cu 30% mai mulți mici ca anul trecut. Se și vede. Și iată ce declară un reprezentant al producătorilor pentru Profit.ro, citez. În general, un mic are cam 80 de grame, înainte de a-l pune pe grătar. Dacă ne gândim că românul consumă în genere 2 mici... În viu, cum ar fi. Ar însemna că jumătate din populația actuală s-ar desfăta cu acest emblematic produs. Cum mă, 2 mici? Da, asta și asta e o întrebare. Cine consumă 2 mici? Deci îți dai seama câți oameni nu mănâncă mici, gândindu-ne la cât mâncăm noi? Da. Adică dacă noi suntem de la 6, 7, 8 în sus, practic noi creștem media. Eram odată, nu mai suntem nici noi. La cât de... Nu a rămas, mă. La cât de cu minte-i Luca... Da. Cu cura sa de slăbire, eu cred că el nici nu mai știe cum arată un mic. Da, Luca roade tulpin de țelină. Da. Ai poze cu mici în telefon? Da. Aha. De când? Dar pentru aceia dintre voi care nu puteți ajunge să faceți grătar, că nu toată lumea are mașină, nu toată lumea se trambalează, o să fie aglomerație, nu știu ce, se pot face mici la cuptor. Foarte buni. Mici la cuptor? Mici la cuptor, da. Vrei rețeta? Da, dar nu acum. Da, când? Hai, uite, dă-mi-o în 5 minute. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.